Hai să băieți, și prima găsire la un episod din seara Străzilică de Samp, tot pe serverul Moon Eclipse. Aveți o descriere DNS-ul serverului, băieți, dacă vreți să vă apucați de server. Și videoclipul de astăzi vreau să facem din nou spaima permiselor, pentru că foarte mulți mi-ați cerut după primul videoclip cu spaima permiselor să mai filmăm astfel de videoclipuri, și am zis hai să mai filmez totuși videoclip cu spaima permiselor. Dacă asta vă place, asta facem. Dar înainte să începe videoclipul, nu uitați, băieți, să apăsați acolo pe butonul de like dacă vreți în continuare episodul cu Samp, sau dacă vreți să mă susțineți, sau pula mea. Să dați și acolo un like, să vedem. Dacă facem 100 de like-uri, probabil o să încerc să fac videoclipuri mai jmechere, glumesc. Dați acolo și vă un like, facem și noi 100 și aia e schema. Du-te. Da, mă, dar înainte să începem să facem spaima permiselor, nu uitați că în descriere aveți un videoclip unde puteți să vă înscrieți pentru giveaway cu 10 euro pasiv dacă sunteți jucător pe Moon pentru sâmbătă. Și aveți nevoie de minim level 5, 20 de ore și na, aveți acolo restul, modelul de înscriere, cum să vă înscrieți. Dar hai să dăm întâi un rol aici, hâț. Și mai am și un credit de la Moonpass, că a fost adăugat Moonpass Chapter 3, dar hai mă, dă-și tu PP-uri, du-te, dracu, unde turismul? PP-uri. Ce până am dăm? Turismul am dăm? Jobus, dacă nu am luat Jobus, să mă bată mama mea. 71 de ore mâncația și pula ta, n-am luat din rol. Hai să dăm și un open credit, așa. Am aici un normal crit și hai să vedem ce pică și din ăsta. Dacă îmi dă tot jobus, pula mea. O să vă arăt în ce am mai făcut pe server. 32 de PP-uri m-a spart. Câte am aia? Că scris 58. Ce dracu poți să faci cu 50? Clear, FP și de-astea. Nu mă interesează. Care dăm ok. Ce s-a întâmplat aici? Am luat punct sau? Hai să vedem ce am aici la raport. Am 14 runneri, 3 amenzi și 5 licențe, 5 permise confiscate. Am nevoie de 30 de runneri, 3 amenzi și o licență confiscată. Deci raportul mare parte gata, mai am jumate din runneri de făcut, dar asta nu e problemă că fac în weekend de dimineață, că știți că în weekend fac live dimineața și e gata și raportul. Și cred că iau rank cap, da? Iau rank 4 members. Am 33 de zile, azi e vineri, 35 de zile, da mă, 34, mă nu mă, 34 mă, da, la 34 l-am rând cap, replis, salut, respect. Hai să vă dau și un status, că nici eu nu mai știu, 130 de ore jucate, ok, 152 ca cam bancă, pula mea, banii nu prea vă interesează, hai să iau și un level și... Vreau să fac ceva, dar am uitat. Hai să dăm și un bis status, să vedem un bis. Banii nu mai știu exact când i-am scos, dar cred că marți. Nu mai știu exact, că știu că am scos când mi-a luat un RG. Marți, mă? Sau luni, nu mai știu. Câte zile are? 16? Cred că la 13 zile le-am luat, da. Cred că așa a fost. 200 de jucători online. Da, mă, oricum, știți că eu... Majoritatea videoclipurilor le filmez seara și nu prea prind eu așa suspix de ăștia cu rapida. Suspix de ăștia care merg pe contrasens și astea, de asta fac și foarte greu raportul în timpul săptămânii cu ăsta, cum îi zicem, cu runnerii, că e greu, adică nu prea dau băieții roburi seara, așa tichetele și amenzele le prind, știți, dar nu prea dau ăștia roburi, nu prea are cine să facă replay, da. Hai mă, să nu ziceți că nu răspund dracu la mesaje, uite, mă întreabă ăsta aici toate. Mamă, ce-mi scau la toate pe contrasens, hai să stau un pic aici să văd dacă reușesc să prind ceva pe contrasens, dacă nu o să mă duc înapoi acolo unde să... Da mă, și eram astăzi live. Pe... facem împreună ID 49, fac permise. Eram astăzi pe live și făceam raport în PD cu băieții și venise un băiat, mă, pe aici.
trecuse din partea aia spre, din partea de la casă, gen venise așa. Zic, mamă, să zic că ăsta iau permisul. Mă duc, mă opresc lângă el, iau permisul, după aia îmi zice pe slash r că Gigi Funere sau Chris Bulangiu sau băi, să vă pula, zic, i-am la permisul la un coleg din departament. Nu știu, nici nu știam că se poate, adică nici, cred că nu ar fi normal ca un polițist, dar nu știu. Oricum, aici pe server putem să dăm amenzi, putem, de fapt, toate putem să le facem, orice acțiune putem să facem pe un jucător, putem să facem și pe un polițist off duty, doar că nu putem să-i dăm wanted. Am luat ăsta în plin să mă bat pe mama. Bine, cred că eram amândoi cam pe contrasens, wanted. Nimic, mă, nimic, rapă ăsta, mă, permise vreau să fac, dacă nu prindem nimic case, dar eu zic că totuși ar trebui să prindem ceva. Dacă nu, cam mai urea. Vă uitați la clipul ăsta doar cum mă plâng și vorbesc. Da, mă, și asta vreau să mă întreb la început de videoclip, dar am uitat în la mea. Oricum, ăștia care v-ați uitat până acum, cred că sunteți destul de mulți. Ziceți-mi și voi în comentarii, am primit ofertă, am primit invitație, m-a invitat liderul school instructor Slăv Cronus, dacă vreau să mă duc la el co-lider, că i-a plecat un co-lider sau că i-a greșit un co-lider, ia să vedem că vine cineva. Da, nu vin pe aici. E greșit un co-lider și că dacă vreau să mă duc la el co-lider, eu în locul lui. Mă, și hai să vă întreb și pe voi să vedem ce v-ar place mai mult, ori în departament, rank 4, urmează să luăm 5 imediat după 3 săptămâni și probabil o să urmeze un rank 6 sau 5, probabil lider. Sau să mergem acum direct cu lider în school instructor și să stăm acolo mai multe zile, poate pe viitor lider în school instructor. Știți că de când m-am apucat de server am vrut să joc în departament, am zis că bă, ori lider în departament, ori nu, ori nic. Asta fac să moară mama. Cui de știi Cronus că filmezi spaima permiselor? Crei. Uite mă, Cronus, dat ăsta a ieșit la mine în plan, a zis că dacă vreau să mă duc, mamă, 19 FPS, dacă vreau să mă duc să-l ajut ca și colider. Mă lăsați acolo în comentarii și să vedem, poate, dacă o să fie mai multe voturi pentru colider și constructor, o să mă mut, dacă nu, rămâi aici. Oricum, nu o să ies din PD până nu fac rank 5, că nu vreau să-mi stric PH-ul. Vreau să am numai rank 5, rank 6 în FH sau rank 7. Să am un rank 7 și ăla rămâne acolo. Că dacă apuc eu să iau lider, nu mai e stat. Doar cine știe ce, cum să fiu nevoit să renunț eu, că... A, mă, nu merge nimeni pe contrasens, nu face nimeni. O, uită-l, iau-te-l, că ți-a și pula ta, cum vine permis, 1-2. Dar n-are treabă, mă, băiatul meu. El se tot duce, mă. I-am dat 2. I-am dat 3, dăm 9-9-2. Facem pană la tir să nu mai meargă el bine. Ce-a făcut mâna? A, da, că e clar, nu înțeles. Ce dracu fac, mă, tâgnule, stai, mă, să mă duc eu mai în față, să ce-l ciurui, până când, da, face drive-by, nice, mă, cam rupt aici, bă, dar remorca aia, nu facem o șapoană, ula mea. Oricum nu mă interesează, dar chiar mă fac și pun la raport, uite mă, e forță băiatul ăsta, mă ajută și la raport, iau și permis să facem pe clip aici, spaia mă dacă îl prind, dacă nu-i cam, ia, ce face? Stai frate cu minte, eu sper să nu mă bubuie mă dracu, că mai am 14 HP la mașină. Da mă băieții, și am pus și eu mă pe ăsta pe Discord, l-am postat și pe canal videoclip cu prezentarea lui, dar unde au ăștia mă de dus? Oh, nice. Dar am pus în mod de ceva ce nu trebuia să pun și l-am șters și o să-l repostez. Fain.
serios. O să-l repostez și o să vă pun din nou link, oricum o să-l găsesc pe server de Discord. Coaie, serios, mă, că n-am apunt. E aiurea, mă, că aici pe server nu știu care e distanța maximă, minimă de la care iei punct pentru care e pun la raport pentru kill, dar e de mic rău, adică ați văzut și voi cât de aproape eram de el și totuși n-am luat punct. Hai să mă duc acum sau să se ducă din nou la tracker, sunt sigur. Dar e bine că dacă îl bag în jail nu trebuie să mă duc să-l caut sau ceva. Trebuie, pot să mă duc în HQ, nu știu dacă știi sistemul, mă duc în HQ, dau confiscate ID-ul lui și cam asta e schema. Hai să văd acum dacă reușesc să-l mai prind, da? Hai mă că vine el în lucru. Nu-i problemă de permis, cred. Oricum, titlul la videoclipul deja l-am gândit. I-am luat permis unui polițist, unui coleg din departament, ceva de genul. Dar chiar nu-i clive, mă. ID Mada. Nu, eu în Lumadare am luat, nu știu dacă îl știți, cred că e admin, dacă țin eu bine minte. Și de asta nici nu s-a strofocat, adică 2 ore face și el. Dă cu fly-ul, face și el reporturi. Poate are raportul neterminat. Ia uite, m-a luat altă cursă. Tâgâne, asta e țigamă. Le dau și un map repede să mă uit, nu se duce în SF cu aia. Nu știu cu ce se duce, dar asta nu se duce cu tirul încolo. Imposibil. Adică ce dracu cursă să aibă în SF. Mamă, ce mai aproape de el. Se duce cu vreo mașină de asta, vreo cazan de asta de mașină. Trotinete ceva. Mă apropii pe dracu să mă ia. A, bă, nu. Hai că s-a oprit. A, el cred că vrea să urce aici sus pe corzile astea. Sau să se arunce. Nu, e cu o trotinetă de mașină. Ce dracu mașina asta? Nu știu ce mașină e. Ia dracu să-i fac bani măcar. Să nu mai meargă deloc. Fiind un nou 2. Nu cred că am apucat să-i fac pană. Sau dacă am apucat, nu le aranjează cu nimic, că merge în drum drept, omul. Da. Nu l-a afectat cu nimic pana mea, băgam și... Aici, zi mă că ești tu curba. Aici poate am vreo șansă. Dar nu mă, că nu i-am făcut pană. Ce v-am zis? Am plecat și eu ca prostul, nu, și nu mi-a reparat mașina. Dar scriu cât pula mea poate să mă alerge. Ar trebui să mă bag în fața lui dracu. Mamă, nu opresc videoclipul mă până îl prind pe ăsta. Nu știu, băieți, de atâta vă uitați aici. Urmărire ca în filme, nu mă interesează. Am zis că pot să trec de el, dracu. Deci cu nos. Gata, mă, i-am făcut. I-am făcut, mă, pană. Tu-te-ai în gură acum, să te văd. S-a aruncat în apă. Fiind în nou 2, s-a aruncat în apă. E jale cu ăla gână. Fără frică gână permis. Acum să ne iasă de pe server. Sper. Că Free nu prea cred că-i dau băieții. Oricum ăsta cu fără Free, fără pula mea restricție și nu ai cum să-ți dai seama cine da Free la un jucător. Chiar dacă nu zici că se ia FV pentru asta, dar n-ai cum. Confiscate, nu doi. Da, a avut și el permis. Donet. Îi puteți da Free. Să ce vrem, mă? De ce? Atene robării. Dar stai mă dracu, să ți-o dau dacă... Unde pula mea, la ce dracu fugi mă? Dacă ești prost rău. Mhm.
Mamă, că am făcut și ceva, mai raport. 16-36, merge. Wanted, dacă mai am ceva wanted, mai fac 2000 de metri. Ia să avem păstare de droguri, unde merge? Aia, n-am, pe numai. Chelcătul. Cam atât, băieți, și cu acest videoclip. Nu uitați, dacă sunteți noi pe canal, să vă abonați, să preiați clopoțelul și dacă vreți în continuare episodul cu Sam, să apăsați acolo pe butonul drag. Și v-am zis, puteți să vă înscrieți la giveaway-ul din descriere cu 10 euro pay-save dacă sunteți jucător pe MUN, extragerea o să fie sâmbătă. Eu am fost Hunter, ne-am zis data viitoare.